Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Alin Ion. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Iată că timpul acesta sau temperaturile acestea foarte ridicate nu se dau plecate din zona noastră deocamdată. Luna august este în continuare o lună de vară în care se registrează temperaturi de felul acesta, dar parcă, nu știu, o vară așa de călduroasă, de, cu temperaturi de 40 de grade Celsius la umbră, nu prea au existat pe la noi pe aici, prin zona aceasta submontană. Încet, încet, deși suntem într-o lună de vacanțe și de concedii pentru toată lumea, partidele încep să intre în atmosfera specifică alegerilor, se pregătesc să-și desemneze candidații pentru alegerile parlamentare. Cei de la USR au anunțat că la începutul lunii septembrie vor stabili cine vor fi pe lista de candidați. La Partidul Social Democrat a fost o conferință județeană săptămâna trecută, s-au stabilit delegații care vor fi trimiși la congresul din data de 24 august, atunci când vor avea loc alegeri pentru funcția de președinte al partidului la nivel central. Din câte știu până acum, nu există decât un singur candidat, este vorba de domnul Marcel Ciolacu, actualul președinte și prim-ministru. Discutăm astăzi cu doamna Mădălina Negrescu. Bună ziua! Când va stabili Partidul Social Democrat candidații la alegerile parlamentare? Există o dată limită până când se va face acest lucru? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor! Să o luăm așa în ordine cronologică. Într-adevăr, săptămâna trecută am avut o întâlnire a PSD Gorj, prin care s-au votat delegații la congres în număr de 54 și de asemenea s-a stabilit sprijin politic pentru președintele actual al partidului la nivel național, pentru domnul Marcel Ciolacu. Pe 24 august va avea loc la București Congresul Național, în urma căruia se vor stabili organele de conducere centrale ale partidului și atunci vor fi luate și mai multe decizii. Vorbeați dumneavoastră despre candidații la parlamentare, probabil că la congres sau ulterior acestui congres se va stabili o dată limită pentru stabilirea candidaților la nivelul fiecărui județ la parlamentare. Deocamdată, obiectivul principal al Partidului Social Democrat este alegerea președintelui României. Vor fi stabilite probabil și măsuri de precampanie și campanie pentru alegerile prezidențiale. De asemenea, domnul președinte Ciolacu a spus că se va candida pe o moțiune, deci candidații la președinția Partidului Social Democrat la nivel național, se vor desfășura aceste alegeri pe o moțiune, adică fiecare candidat la președinție vine cu o echipă. Se va mări numărul de vicepreședinți, pentru că decizia președintelui Ciolacu și a actualei conduceri naționale este aceea de a face loc tinerilor care au dovedit în alegerile locale și europarlamentare capacitate de a câștiga la nivelul fiecărui județ alegerile, de a conduce și a câștiga alegerile, și atunci se va mări numărul de vicepreședinți, structura conducerii centrale
se va reconfigura cumva, astfel încât în campania de la prezidențiale și după aceea la parlamentare, Partidul Social Democrat să aibă o echipă înnoită și o echipă care să dea șanse maxime de câștig la cele două tururi de alegeri. Am înțeles că domnul Mihai Weber va candida pentru o funcție de conducere la nivel central și acum ocupă o funcție. Da, domnul președinte PSD Gorj, domnul deputat Mihai Weber, ocupă și actualmente o poziție de conducere și va ocupa, pentru că organizația județeană a PSD Gorj, în urma ședinței Biroului Politic Județean, despre care dumneavoastră amintați, deci membrii Biroului Politic Județean au acordat domnului Weber sprijin pentru a candida și a ocupa o funcție probabil de vicepreședinte în conducerea centrală a PSD România. Are tot sprijinul și are acest sprijin pentru că în urma alegerilor europarlamentare și locale, Partidul Social Democrat de la Gorj a obținut rezultate foarte bune, sunt rezultate foarte bune și prin prisma candidaților și contracandidaților, deci adversarilor politici pe care PSD-ul i-a avut la nivelul județului Gorj, și de aceea obiectivele propuse de actuala echipă de conducere, președinte Mihai Weber, președinte executiv domnul Cosmin Popescu, deci actuala conducere și-a îndeplinit misiunea și de aceea PSD-iștii gorjeni, socialdemocrații gorjeni, consideră că domnul Mihai Weber trebuie sprijinit în continuare pentru a face parte din conducerea națională a socialdemocraților. Am înțeles că tot în cadrul acestei conferințe au fost analizate și rezultatele alegerilor locale din data de 9 iunie. Ce concluzii au fost trase? Au fost rezultate mulțumitoare pentru conducerea Partidului Social Democrat din județul Gorj? Da, din câte am înțeles eu, PSD Gorj se situează printre primele formațiuni în urma rezultatelor de la europarlamentare și locale. Deci se situează printre primele formațiuni, printre primele județe la nivel național. Au fost într-adevăr și au fost analizate cu fiecare care a solicitat, fiecare membru, respectiv primari, consilieri locali, au fost analizate și sincopele care s-au produs și nereușitele, dar în mare parte obiectivele propuse au fost atinse, adică în procent foarte mare, și cu siguranță vom stabili în urma congresului din 24 august, vom stabili la nivel județean, vom stabili traiectoria, campania, precampania, măsurile care sunt necesare, astfel încât PSD Gorj să obțină rezultate foarte bune și la prezidențiale și la alegerile parlamentare. Deci s-au discutat problemele care au fost în precampanie și în campanie, s-au discutat și anumite măsuri care ar trebui luate astfel încât să crească rata de realizare a obiectivelor, dar a fost o discuție, pot să spun eu, concretă, dar în același timp aplicată, da? Aplicată, fără să existe contre sau... Deci toată lumea a văzut ceea ce s-a întâmplat, s-a constatat unde s-a greșit și cred că fiecare a fost conștient ce trebuie să facă mai departe. Lăsând la o parte partea politică, trebuie să știți că și la nivel național și la nivel județean, ce am constatat noi de la cetățeni, faptul că implicarea Partidului Social Democrat în conducerea României a adus beneficii în localitățile județului Gorj și în toată țara, investițiile făcute atât pe apă, canal, asfalt, dar și pe alte domenii,
Spre exemplu, PNDR, fonduri din PNRR, fonduri din tranziția justă. Deci oamenii gorjenii au văzut implicarea Partidului Social Democrat în aceste investiții și au văzut că, indiferent de criticile aduse acestui guvern și Partidului Social Democrat în general, oamenii au văzut că au venit bani și că s-au făcut foarte, foarte multe investiții în județul Gorj. Deci, atât la nivel de Consiliu Județean, cât și la nivel de ministere, Gorjului i-au venit bani. I-au venit bani pe primării, i-au venit bani pe Consiliul Județean. Da, important e ca să se facă lucruri durabile și eficiente, folositoare pentru fiecare comunitate cu acești bani, pentru că au fost multe lucrări și investiții făcute fără cap în județul Gorj și pot să vă dau și exemple dacă doriți în sensul acesta. Banii au fost și sunt în continuare. Important e ca acești bani să fie cheltuiți, consumați în mod eficient și în folosul comunităților. Da, așa este și în urma alegerilor locale. Echipa Partidului Social Democrat nu a avut ca singur obiectiv să meargă și să strângă voturi de la oameni. S-a discutat cu cetățenii acestui județ și acolo unde este nevoie de investiții, spre exemplu în școli, în asfaltare, în aducțiuni de apă, în canalizare, consilierii județeni, cei care au primit mandat și care vor intra în mandat în toamnă, acești consilieri județeni au strâns, alături de președintele Cosmin Popescu, au strâns și doleanțele cetățenilor. Ele sunt analizate și prioritizate, astfel încât banii să vină, că vin de la Consiliul Județean, că vin din finanțări europene, că vin de la bugetul național, acești bani să se ducă în prioritățile cetățenilor. Deci acolo unde au nevoie. Și asta s-a discutat și la ultima ședință, la nivel județean. Domne, consilierii județeni să vină cu propunerile cetățenilor. Eu știu, nu este că vine acum începutul școlii, da? Vrem să nu mai avem atât de multe școli sau unități de învățământ care să aibă deficiențe, spre exemplu, toaletele în curtea școlii sau, altfel de deficiențe. Au venit pentru transportul elevilor, ați văzut, au venit acele microbuze electrice care au fost, mare parte din ele, intabulate sau trimise cu acte în regulă la primării, care sunt beneficiare și beneficiarul final, bineînțeles, elevii. La PSD, când vor fi, că vorbeam de alegerile parlamentare, s-a stabilit un teren până la care vor fi stabiliți candidații pentru la alegerile parlamentare? Deci, sau? Deocamdată, probabil că în luna septembrie trebuie să se stabilească. Dar termenul limită probabil se va stabili la Congres, Congresul Național. În urma alegerii noi echipe de conducere, această echipă probabil va veni cu anumite obiective pe termen scurt, cum spuneți dumneavoastră, desemnarea candidaților de la județe pentru Parlament, desemnarea șefilor de campanie atât pentru prezidențiale cât și pentru alegerile parlamentare. Sunt foarte multe etape care depind de noua echipă de conducere, pentru că această echipă de conducere va coordona și prezidențialele și parlamentarele. La noi cine credeți că are cele mai mari șanse pentru a se afla pe lista aceea de candidați? Actualii parlamentari în funcție vor fi și nume noi pe lista de candidați? Deocamdată prioritatea numărul 1, dacă putem să spunem așa, pentru PSD Gorj sunt alegerile prezidențiale, așa încât o evaluare a solicitărilor pentru parlamentare va veni
probabil ulterior. Deocamdată... Acestea sunt primele, probabil, și de asta... Da, ne focusăm pe alegerile prezidențiale, unde Partidul Social Democrat își dorește să aibă președintele României. PSD-ul a mai trecut printr-o perioadă în care, câștigător fiind la alegerile parlamentare, datorită președintelui actual în funcție, datorită domnului Iohannis, PSD-ul nu a acces la conducerea țării. Țineți minte că domnul Iohannis, chiar dacă PSD-ul a câștigat alegerile, domnul Iohannis a crezut de cuvință să facă o altă alianță PNL-USR-UDMR, astfel încât Partidul Social Democrat își dorește să aibă președintele României, astfel încât într-o situație asemănătoare, și eu sunt convinsă că PSD-ul va scoate cel mai bun rezultat la parlamentare, Partidul Social Democrat să preia guvernarea României încă de la început. Partidul Social Democrat... Tot într-o coaliție, tot nu se poate, tot într-o probabil... coaliție, dar... Și văd că au început să apară disensiuni în interiorul acestei coaliții. Nu știu cum se va produce guvernarea asta în coaliție dacă se ceartă așa ca la ușa cortului, să folosesc această expresie foarte uzitată. Ați văzut și dumneavoastră ce fel de declarații se fac pe Facebook în general. Mă rog. Da, urmează perioada de precampanie. Am văzut și am și eu foarte multe la mine pe pagina de Facebook, foarte multe exprimări. Avem și... N-ați pus nimic, niciun mesaj adresa domnului Ciucă? Da. Pentru că așa a spus și dumneavoastră. Eu am pus printre da, primii, e, pentru e că... E ordin de partid sau nu, care e... Nu, 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 eu am pus pentru că așa cred că este bine să ne vedem de treabă și atunci când ținem în mână freele unei națiuni, să avem grijă ce vorbim. Adică au tot felul de chibiți, știți? Deci cei care nu sunt implicați în guvernare, dar bine, de pe margine... Bine, asta e valabil și pentru domnul prim-ministru chibițează. Ciolacu. Da, dar avem un personaj care a fost premier. Mă refer la domnul Cîțu. Care a fost premier. Da, știți că care... știu că nu mai face parte din conducerea Partidului Național Liberal. Nu mai face parte din conducere, dar este senator liberal. Da? Până la alegeri următoare, normal. Până la alegeri, dar deocamdată, dacă este senator liberal, își exprimă tot felul de puncte de vedere. Că au fost investiții pe vremea lui, că, domnule Cîțu, am și eu dreptul, și dacă nu eram înregimentată politică, am și eu dreptul să-ți reamintesc că PNRR-ul ăla prin care ai dărâmat inclusiv energia românească, l-ai semnat tu cu domnul de la USR Ghinea. Deci voi l-ați susținut și l-ați trimis la Comisia Europeană. Că pentru agricultura românească n-aș cerut nimic, că pe vremea dumitale investițiile, așa cum ne spun ultimele date, pe vremea guvernării dumnealui, investițiile au avut valori, din câte știu eu, de 3 ori mai mici decât actualele investiții, da? Că nu v-a ținut de cuvânt față de pensionari, față de copii, ați prorogat, ați amânat mereu aplicarea unor legi în vigoare pentru cetățenii României. Acum, pe mine nici nu mă interesează foarte mult, cum să vă spun, faptul că vrea să fie important în viața politică a țării. Pentru că dumnealui ia, ciuntește diferite date economice și le aruncă, da? Ori eu m-am obișnuit când văd pe domnul Cîțu că apare cu astfel de bolborosel, ca să zic așa, eu mă duc și citesc și pe site-urile ministerelor și pe Banca Națională a României. Domnule Cîțu, dumneata cu PNL-USR ați lăsat România cu inflație 10,4%. Astăzi avem inflație 5,9% și Sărescu ieri alaltă ieri. Păi până a spus... acum, stați puțin că nu s-a încheiat anul. Și știți că mai e o problemă, că avem cea mai mare inflație din, sau era, da, din Europa. Cea mai mare din Europa, adică... dar ca să scazi de la două cifre cum am lăsat ei,
să vii la 5,9, adică cu o singură cifră, să știți că astea sunt niște eforturi. Și faptul că chiar Partidul Național Liberal a sărit la un moment dat, domne, că nu v-ați achitat obligațiile pe cheltuieli militare, acel 2%, că da, nu... Pentru bun, apărare. În momentul în care guvernul Ciolacu a alocat 2% și s-au făcut achiziții în acel 2%, au sărit, domne, că au crescut cheltuielile. Păi, ori așa, ori așa. Adică spuneți că n-am alocat. Când ne-au venit dispozitivele, deci a început livrarea, da? Echipamentelor militare, au spus că au crescut cheltuielile și că a crescut inflația. Păi, hai să ne înțelegem. Da, dar nu știu unde veți ajunge cu discuțiile acestea prinse și în contradictoriu între cele două partide. Da, am văzut mai ales și eu... Că, bine, că mă gândesc că poate e normal să se întâmple asta, pentru că trebuie să, cumva, fiecare partid să atragă cât mai multe voturi din partea cetățenilor și e normal să apară discuții din felul acesta, mai ales în preajma campaniilor electorale, a alegerilor. Eu cred că la ora actuală Partidul Social Democrat dă dovadă de mult mai multă maturitate și pe lângă faptul că avem alte două tipuri de alegeri pe care Partidul Social Democrat vrea să le câștige, eu cred că guvernul și parlamentarii PSD merg înainte cu măsuri pentru dezvoltarea României. Vedeți că atât la nivelul județului Gorj, cât și la nivelul întregii țări, merg investițiile în drumuri, da? O dată pe săptămână vedem un nou anunț. În județul Gorj, între kilometru pe drumul județean, 672 să zicem, intră în reabilitare. Sunt două, da, sunt două din județul Gorj care vor intra în reabilitare. Și au mai drumul fost. Către Țicleni și drumul către... Deci au mai fost. Alinoasa. Spitalul județean este reabilitat pe secții, da? Deci pe rând. Știu sigur, urmărind încă nu urgențe. S-au terminat, nu, se lucrează în continuare. Nu, dar intră și o altă secție în reabilitare. Da, da, se lucrează în continuare. De asemenea, da, să știți că în spital contează și calitatea personalului, nu doar lucrările de acolo, adică... Domnul Alin Ion, știți cum? Consiliul Județean face investițiile, da? Dacă ție ca medic, pentru că eu vorbesc, am și eu pe fiică, da, în studii, da, la medicină. Foarte bine, avem și... la cine să apelăm când avem nevoie. Vă spun, adică dacă îți faci datoria, dacă Consiliul Județean îți dotează, da? Îți dă bani pentru aceste dotări, pentru a avea spațiu propriu ce să lucrezi, da? Păi atunci și tu ca medic trebuie să fii atras, da? Deci aici nu mai este vorba de Consiliul Județean. Ce să facă președintele? Da, dar mai trebuie cumva câteva modificări sau... Pentru că, vedeți, e o problemă asta cu gărzile. Medicii se plâng de faptul că gărzile sunt plătite foarte proști și nu le convine să stea în spital de la ora 14 sau 15 până a doua zi dimineața și să muncească unii pe anumite secții care sunt foarte solicitați și preferă, în schimb, să meargă la cabinetul privat și acolo să facă o activitate mai redusă și să primească, să câștige mult mai mulți bani. Adică și aici statul poate să intervină și să îi sprijine cumva pe medici. Asta ține la nivel național. La nivel național, deci asta da, și... dar tot la nivel național cine este ministrul sănătății? Da, este adevărat, dar Rafila. Și mai o problemă care a spus chiar domnul colegul dumneavoastră la Consiliul, sau noul coleg care va fi la Consiliul Județean Gorj, medic, un reputat medic, a fost și directorul Spitalului Universitar din București. Sistemul acesta funcționează foarte, foarte ciudat, pentru că sunt spitale în județul Gorj care asigură linii de gardă, spitale orășenești, mici, unde acolo nu se duce nimeni la când are o urgență sau ceva genul acesta și toți merg către Spitalul Județean de Urgență. Păi atunci la ce mai ții linia de gardă acolo dacă un medic nu are activitate? Poți să le închizi și dai mai multe linii de gardă la Spitalul Județean, unde vin toate cazurile. Că de asta sunt și medicii
pleacă de acolo, pentru că au foarte multe cazuri, nu mai fac față numărului mare de cazuri, sunt supra-solicitați. Eu adică... sunt convinsă că sunt condiții și am fost și eu pacient odată pe urgență și știu care e fluxul în urgență. Da. Problema este de a se reglementa de la nivel național anumite spitale, eu așa o văd, anumite spitale să aibă linii de gardă și pacienții să fie orientați către acele spitale, astfel încât să se decongestioneze situația sau aglomerația de la spitalul central, spitalul județean. Sunt foarte multe schimbări care, într-adevăr, trebuie făcute la nivel de sistem de sănătate, numai că eu vă spun încă o dată, și să nu ai cu ce să lucrezi în spital. Deci eu știu că s-au făcut eforturi deosebite și se fac de ani de zile, astfel încât în spitalul județean să fie condiții, de fapt în toate trei, da? Și cel de la Pasarelă, și cel de pe Tudor, și cel de pe Progresului, să aibă medicii condiții, dispozitive, medicamente, tot, astfel încât să poată să fie tratați pacienții, cei care vin și cu cazuri grave, deci ceea ce se poate face la nivelul județului să nu fie redirecționat și pacienții să aștepte. Sunt investiții făcute și primarii se mișcă foarte bine astfel încât să câștige acele proiecte, indiferent de culoarea politică. Ați văzut, spre exemplu, rețeaua de gaze. Deci la rețeaua de gaze... președintele PSD Gorj, domnul Weber, n-a ținut cont de culoarea politică. Cine s-a dus, l-a luat de mână. De asta... Domnul Alinion, așa este, dar au fost situații, în care o comună a primit, da? Deci o comună a primit, următoarele două n-au primit nimic și s-a trecut la următoarea. Adică mie mi se pare normal, sari peste anumite localități, că nu sunt, toate sunt ale noastre, ale gorjenilor. Eu asta vreau să vă spun, că criticile acestea aiuritoare ale anumitor persoane politice, personaje de fapt politice, eu zic că nu și-au rostul. Când critică, să iasă în față și să spună, uite, eu te critic. Așa cum am dat exemplu cu inflația. Da, suntem cu inflația cea mai mare, dar noi am pornit de la plus infinit. Reamintesc PNL-ului și domnului Câțu și domnului președinte Atunci Iohannis. Atunci să știți că toate țările în Europa aveau inflație mare, pentru că era perioada de pandemie și toți s-au cheltuit sume foarte mari de bani în perioada respectivă. Da, și la noi. Noi am fost campioni. Uită să spună domnul Câțu că actualul guvern al socialistului Ciolacu, actualul guvern și... puteți să consultați statisticile. Actualul guvern încă mai plătește vaccinul contractat de guvernarea Câțu, da, și USR, vaccin care în mare parte este expirat, deci nu s-a mai folosit, este expirat, dar noi încă plătim acea doză, acea cantitate imensă. S-au luat prea multe. Acea cantitate imensă de vaccin și pentru a face, probabil pentru a bate din palme frumos și a face figură frumoasă în fața Comisiei Europene, care a făcut atunci o achiziție maximă și comenzi maxime, România plătește și astăzi acel vaccin, chiar dacă e expirat. Și domnul Câțu, l-am auzit, domnule, că nu știam că întâi am făcut achiziția și după aia am făcut plățile. Poftim? Ți-ai asumat răspunderea asta, responsabilitatea, că ai asumat și că vaccinul a rămas neconsumat și expirat și că l-ai dat pe degeaba la alte state, dar cu preț mai mic, că era deja spre expirare? Și-a asumat cineva răspunderea? Iar în sistemul medical, au existat atunci lipsuri mari de alte medicamente. Pe care oamenii trebuia să le ia, pacienții aveau nevoie de acele medicamente lipsă, pentru că acel COVID nu provoca el foarte multe morți, ci afecțiunile secundare pe care le aveau oamenii, pacienții, care nu puteau fi tratate, că nu erau medicamente. Noi am luat
Și știu de la medici din Spitalul Județean, să mă credeți. La toată clientela, între ghilimele să spun, tuturor pacienților cu COVID, li s-a administrat la un moment dat antidiareic. Dar nu toate cazurile aveau nevoie de antidiarei. Dar pentru că s-a comandat la grămadă. Pe și ce s-a trebuie avea? Că nu înțeleg cu afecțiunile antidiarei. Spuneau că foarte multe cazuri de COVID produc diaree. Oh. Dar nu toate. Aia e problema, că fiecare pacient manifesta. Dar s-a considerat de cuvință. Dacă luăm 16 milioane de doze de vaccin, hai să luăm și antidiarei. Da. Și astea tot expirate sau li s-au dat pacienților aiurea. Și mulți pacienți spuneau, domne, mi-a fost mai rău decât înainte. Deci toate, da, știu, suntem cu cea mai mare inflație. Dar suntem și cu rind de investiții, probabil printre primele din Europa. Costă bani toate investițiile. Deci vă rog să mă credeți, nu poți să faci un drum, îl faci, iei bani pe datorie de la bănci? Da, într-adevăr, sunt niște eforturi pe care statul le face în aceste drumuri pe care, nu știu, ar fi trebuit, multe din ele am început și prost, să știți, multe din ele trebuiau finalizate până acum, adică din 1989 am avut atunci o singură autostradă și la puțin timp tot construit, încă o autostradă construită în perioada comunistă, vorba de București-Constanța. Și noi de atunci, din 1990 n-am fost în stare să legăm cele două autostrăzi, să nu mai fie nevoiți oamenii să meargă pe drumul acela de centură al municipiului București sau să treacă efectiv mulți prin oraș ca să meargă, ca să ajungă pe cealaltă autostradă. Adică atâția ani. Ce au păzit politicienii ăștia? Ce au păzit oamenii ăștia atât de mult timp? Este adevărat, România este. Și să știți că PSD-ul a cam fost la putere în majoritatea timpului. Da, dar și am avut și PNL-ul la guvernare. Problema este așa, acum sunt foarte multe oportunități. În momentul în care acel PNRR da, e bine că se a face. Fost până la urmă, construit la nivelul întregii Europe, atunci s-a spus așa, domne, vă dăm bani. Da? Dar înțeleg, noi n-aveam bani, adică atâția ani să n-ai bani, noi România să construiești cât 100 km de autostradă între, sau nici 100, nu, cred că da, mai puțin, fost, între autostrada A1 și A2, nu știu. Au fost, într-adevăr, și perioade în care nu s-a făcut sau s-a evitat, pentru că știu la un moment dat că pentru o anume autostradă spuneau că se împrumută la Banca Europeană de investiții, din câte se știu. Se și oferiți. Și domnule, plătim și noi eurovinietă. Pe ce așa se întâmplă cu banii ăștia din eurovinietă? Mai plătim că și taxe de drum în prețul combustibilului. Păi banii ăștia trebuie acum să fie în drumul. Acum, rinul, din câte vedeți, este unul alert. Da. În toată țara. Banii pe care îi luăm de la băncile străine, de la Banca de Investiții Europeană, de la PNRR, de la PNDL, de la ce vreți dumneavoastră, de pe Frontul de Tranziție Justă, eu cred că acești bani merg în ritm alert în investiții, ceea ce e foarte bine. Și mai mult decât atât, aceste investiții atrag după ele și dezvoltarea unor anumite ramuri ale economiei. Și Marcel Ciolacu, împreună cu cei din ministerele de resort, au acordat și acordă în continuare sprijin celor care produc material de construcții, spre exemplu. Știți că noi luam bitum din exterior, nu mai aveam. Luam sticlă din aceea pentru diferite obiective, tot din exterior. Ciment și toate din exterior. Și atunci, Ciolacu a spus așa, eu sunt premier, hai să-i ajutăm pe producătorii români să redeschidă sau să revină la producție. Astfel încât, dacă am nevoie pentru autostrada A3, să zicem, de 5.000 de tone de bitum,
să-l iau de la mine din țară, pentru că dacă îl iau din exterior, unu, îl iau mai scump, doi, aștept că fabrica din Ungaria nu livrează doar pentru România. Îi au la rând, da? Și eu nu pot să mă încadrez în termenele de construcție de la obiectivele mele din țară dacă nu am acele materii prime. Deci clar, clar că îmi trebuie dezvoltarea industriilor direct producătoare de materiale pentru, eu știu, rețea de gaze, pentru rețea de drumuri, pentru reabilitare, spitale sau... Deci România a fost pe butuci. Noi luam totul din exterior, ceea ce nu e bine. La fel, se insistă deja, Azomureșu a revenit în producție, nu la capacitate totală, dar a revenit în producție pentru a aduce sprijin producătorilor din agricultura românească. Deja mulți agricultori pot să fie despăgubiți în urma secetei, pentru că la Ministerul Agriculturii și în cadrul întregului guvern s-au luat anumite măsuri prin care acești agricultori să fie despăgubiți. Haideți să vorbim puțin și despre educație, pentru că sunteți dascăl și se modifică puțin legea aceasta a educației în 2-3 minute. Cât mai avem la dispoziție, cum vedeți camera aceasta de detenție? Am înțeles că părinților, elevilor nu prea le convine, nu sunt de acord cu această propunere. Da, este o măsură, cum să vă spun... Parcă și denumirea, bine le spunea cumva, bibliotecă. Da. O măsură prin care constrângi. Problema este așa. În primul rând, dacă dar funcționează ești pregătit... alte sisteme de învățământ, nu? Să te uiți la Americii, am zis că ei funcționează. Păi funcționează, de... dar în primul rând la noi. Trebuie, dacă tot a venit cu această măsură, trebuiau consultați și beneficiarii direcției acestei măsuri. Am și eu niște întrebări. Unu, acești elevi vor merge în acele camere, da? Pentru că deranjează ora. Și eu în 30 de ani fac la 1 septembrie mulțumesc de învățământ. Mulțumesc asemenea. Întrebare. Cine îi supraveghează? Deci îmi deranjează mie ora, da? Da, trebuie un profesor supraveghetor sau un educator. Un profesor supraveghetor și mai mult decât atât, se spune cumva că acolo ei își vor lucra ce nu lucrează în clasă, cumva de genul ăsta. Păi cine? Că în cu timpul cine? Orelor... Singuri? Deci în timpul orelor eu nu mă duc să fac naveta, deci eu am 8 ore pe zi, da? Nu e reglementată, spuneți că nu e reglementată suficient. Nu e reglementată suficient modalitatea de a funcționa aceste exact, camere, adică când apari cu ceva, trebuie să vii și cu normele metodologice. Da. Și mai mult decât atât, eu cred că ar trebui încercat altceva înainte de aceste camere, pentru că încă societatea românească n-a ajuns la nivelul societății, spre exemplu, din Statele Unite, acolo unde elevii vin cu arma, cu... Ați văzut, Doamne da? Ferește, da, se întâmplă. Deci, asta. Deocamdată, noi am putea să minimizăm aceste efecte prin alt rol al învățământului și al educației în societate. Pentru că și eu am copil, da? Dacă eu mă duc la școală și spun așa, domne, copilul meu e foarte bun, că așa-l văd eu și nu trebuie să-i dați decât 9 și 10, indiferent că știe sau nu știe. Să se bage care părintele în actul educațional, asta nu prea e normal să se întâmple. Da? Sau să-mi spună, degeaba adică m-a schemat... Evaluarea o face profesorul. Degeaba m-a schemat la școală, că și la mine în casă a dat cu mingea și a spart nu știu ce geam. Păi da, dar la școală sparge tabla interactivă. Da? De care nu mai beneficiază... Nu contează, da. Trebuie să respecte la școală anumite reguli. Deci, că face la casă alt rol, treaba lui ce face. Eu asta da. Solicit, alt rol al cadrului didactic și al școlii în viața societății. Acolo trebuie să umblăm înainte de a face acea cameră. Ce se face? Să sancționeze părintele? Nu. Problema este legislația la modul general. Dacă ar putea și el fi sancționat, există direcția legislația pentru protecția copilului? Legislația în educație. Legislația în educație și organele care pot să asigure măsuri
din acestea remediale să-și facă datoria de sus până jos. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare alături de știrile Radio Accent. Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Alin Ion.